Începând cu acest weekend, se dă liber și la campania prezidențială, care începe în mod oficial. Deci se va ataca pe două fronturi. Unii vor trebui să ne mintă la prezidențiale, alții ne vor minți pentru Palatul Victoria. Deci, practic, sunt două competiții într-una singură. Este, într-adevăr, din punctul ăsta de vedere, un moment de excepție. Da? Trebuie să se aleagă și primul ministru și președintele României. Deci, atenție, niciodată politicienii n-au avut mai mare nevoie de noi. Da? Sunt pe cele două fronturi, orice vorbă bună, din partea oricui, este binevenită pentru ei. Atenție, vor face apel la bun simț, la spiritul civic al românului, la inteligența acestuia, la democrația care pâlpâie de 30 de ani, la faptul că avem în mâinile noastre puterea de a schimba viitorul, să ne ducem cât mai mulți la vot, să facem din țara asta, da, un ogor, o pășune dintr-aia, da, ceva extraordinar, un miracol, o cutie a Pandorii. Noi și numai noi avem această posibilitate. Asta doar că dacă vom întreba din când în când, încoate spun, să țineți minte, pe stradă, pe unde vă duceți, inclusiv acolo în izoluarul ăla din urna de vot, începeți cu gările și terminați cu apeductele, da? Cu marile infrastructuri rutiere. Dar nu îi lăsați să intre la ulei și la zahăr, că acolo o să pricep. Da? Pe mine mă interesează gările României. Câte gări veți moderniza, domnul președinte sau domnul prim-ministru, în următorii 5 ani, având în vedere că în 30 de ani nu s-a modernizat niciuna? Trenurile din România, pe locul 2 în Europa în 1919, merg astăzi la 30% din viteza cu care funcționau atunci. Bă, dar asta nu e în programul de guvernare al nimănui? Oare, haideți să vă mai pun o întrebare. Ce se va întâmpla peste 30 de ani în ritmul ăsta? Da, nu va mai circula niciun tren în România. Vă dați seama că ne vom întoarce la 907? Oamenii vor merge acasă cu desaga în spinare? Nu e nicio glumă, nicio ironie. Da? Este ca și cum ai 80 de ani și te duci și bei câte o sticlă de whisky pe seară. Bă, la un moment dat o mierlești, având în vedere vârsta pe care o ai. Nu mai trăiești 30 de ani. Credeți că infrastructura românească mai trăiește 30 de ani cu politica de astăzi? Asta e întrebarea. A doua întrebare. De când aveți de gând să vă apucați de lucrurile astea? Că noi citim prin presă că s-a mai surpat un ciot de autostradă pe nu știu unde, că sunt crăpături pe nu știu unde, că se prelinge nu știu ce zmoală sau nu știu ce apă de masă, nu știu care, freatică pe nu știu unde, că s-a săpat prea adânc undeva și nu știu ce ploșnițe de-astea imemoriale au fost scoase la... Bă, când vă apucați de astea, mă? Mă, n-am auzit până acum un politician vorbind de reforme, vorbind, dar nu așa la modul ăsta. Vorbesc de reforme, iată 10 variante. Da, de mediu privat, de investițiile străine, da, iarăși de investițiile străine și pe punctul 5, iarăși de investițiile străine. Dar aici să-mi dea detalii. Pe mine asta mă interesează, sunt în Uniunea Europeană, bă. Nu sunt în cadrilater. Deci sunt în Uniunea Europeană. Pe mine mă interesează care europeni și cât vor veni să investească în economia României. Să vedem unde îi chemăm. Asta mă interesează. De la aprozare și până la spitalele neconstruite, mă interesează cât la sută are Europa procent în această... Că noi n-am făcut nimic 30 de ani. Ăștia pot să facă ceva în locul nostru? Sigur, evident, cu participarea românească și cu interesul nostru, că vine în casă la tine ăla. Nu pleacă după aia cu bijuteriile dacă nu îl las eu. Când iese, îi fac și un control. Îl mai controlez după aia un pic și la poartă. A se înțelege, am și eu un interes din ăsta, că doar nu-s prostul satului. Bă, te interesează să investești în România? Iată care sunt variante, iată ce-ți ofer. Când veți veni în sfârșit? Nu v-ați dat seama că 30 de ani de neinvestiții n-au adus niciun avantaj României? Acum ce se va întâmpla în perioada asta? O să crească euro, dar ratingul de țară va continua să scadă, România va fi iarăși prost văzută la Bruxelles, toate propunerile astea de comisar, puține multe câte au fost, sunt date peste cap să reîncepe de la zero, da, se vorbește acum de Adina Vălean Căcărău, care ar putea să fie nou comisar al României, că tot ce s-a discutat până acum nu mai contează, imaculatură aparține a guvernului Dăncilă, să nu mai auzim de Nica și de dăștea.
Da, trebuie iar să o luăm de la capăt. Cu ce ne ducem acolo, că suntem cu desaga goală? Bă, suntem cu desaga goală. Bun, dar ca să nu mai lungim, că nu merită oamenii ăștia să ne batem capul pentru ei, spuneam, promiteam zilele trecute cu jumătate de gură că o să sărim peste premiul Nobel pentru medicină, fizică, chimie, anatomie și toate celelalte prostii, ca să ne refugiem exclusiv în premiul Nobel pentru literatură, mai ales că în acest an la Stockholm s-au decernat două premii Nobel pentru literatură, pentru 2018 și pentru 2019. Atenție, doi estici, doi răsăriteni, practic, întrucât vorbim de scriitoarea poloneză Olga Tokarczuk, mai cunoscută în Polonia decât în altă parte, al doilea premiu Nobel feminin al Poloniei, în 1996, Wisława Zimborska, câștiga, nu mai ține minte nimeni, dar este al doilea și chiar al cincilea, dacă luăm întreaga istoria premiilor Nobel, Sinkiewicz, Raymond și celebrul Czesław Miłosz, care avea triplă cetățenie, printre care și cea poloneză a obținut acest premiu Nobel. Olga Tokarczuk așadar câștigă pentru anul trecut, are 57 de ani, este originară din vestul Poloniei. Ea a primit această distinție pentru imaginația narrativă, care cu pasiune enciclopedică reprezintă încrucișarea unor limite ca formă de viață. Întrebat astăzi la France Inter care este principala sa pasiune și mai ales preocupare, doamna a spus că e ecologia. E la modă, într-adevăr, să fii ecologic astăzi, să ai astfel de apucături. Nu știu cât este de real. Cei care au cunoscut-o mai bine spun însă că este o doamnă care ar putea să vorbească despre orice și că are o sensibilitate și un simț al umorului totuși ieșite din comun. Pe de cealaltă parte, scriitorul austriac Peter Handke, 76 de ani, a primit premiul Nobel pentru literatură 2019, spuneam că este de fapt un estic absolut, întrucât mama sa este originară din fosta Iugoslavie, de fapt din Slovenia, și el a fost un mare apropiat al cauzei sârbe, de altfel controversat a devenit în 2006 când a participat la înmormântarea lui Slobodan Milošević și a și declarat atunci în cimitir că nu va mai obține premiul Nobel niciodată din motive politice, pentru că susținea cauza unui imens dictator, catastrofalul Slobodan Milošević, condamnat de marile tribunale internaționale. Ei bine, asta nu înseamnă că până la urmă Peter Handke, iată, n-a obținut Nobelul, la 76 de ani îl primește în sfârșit, un autor controversat în general pentru întreaga sa carieră, dar asta dă bine, pentru că aici nu trebuie să fii cu minte când iei premiul Nobel, e mai bine să fii rebel, dar dacă o luăm așa, pe lista asta de așteptare, pentru că Handke ăsta stătea de ceva timp pe această listă, mă tem că în 20 de ani maximum ne vom trezi cu Mircea Cărtărescu, premiul Nobel pentru literatură, întrucât și literatura bate un pic pasul pe loc, da? Stai pe listele alea 20 de ani și nu te mai scoate nimeni de acolo, la un moment dat ești bifat și tu. Îți vine și ție rândul, există această posibilitate, mai ales că astăzi literatura s-a transformat în așa o pastă dintre asta standardizată. E tot un politicment corect. Da, ai o frază la un moment dat, iei poziție pentru ceva, nu să mai ia pe talent. Sinkiewicz, când a luat premiul Nobel pentru literatură, vă spun eu, l-a luat pentru talent. În vremea respectivă, asta juca. Bă, ai talent, l-a scris, intri pe lista premiului Nobel pentru literatură. Cine are talent, l-a scris? În istoria literaturii române, cine a avut talent, l-a scris? Nu o să mă apuc acum, că n-am niciun război cu literatura română, am de ce. Dar n-au fost mai mult de să-i numeri pe degetele de la o mână. Hai să fim serioși. Să ai talent la scris, să naști odată la un secol într-o țară cineva. Deci ăia meritau să fie pe listă, dar nu că ai avut contribuții la nu știu ce și că tu ai devenit pe sfârșitul vieții evlavios și acum nu-ți mai place plasticul. Și că ai devenit ecologist și te duci, ai manifestat odată contra xenofobiei sau te-ai ridicat împotriva stigmatizării islamismului sau mai nu știu ce. Așa se obține un premiu Nobel pentru literatură. Ce legătură are una cu alta? Dar pentru că trăim într-o lume, spuneam, superficială și standardizată la maximum, o lume artificială, un surogat de planetă,
Doar extraterestrii ar mai putea să fie neutri și să ne acorde ei nouă premiile Nobel pentru literatură, dacă le-o mai merita. Dacă nu, să le ia ei, să le câștige ei, cu atât de parte de noi de a face analiza pe text. Eu fac analiza globală, ca idee. E mare diferență într-un premiu Nobel ca Vargas Llosa, de exemplu, sau un premiu Nobel de ăsta de care n-ai auzit niciodată și care trebuie să-l ia, că la un moment dat îi vine rândul. Atenție, premiul Nobel pentru literatură nu poate fi câștigat de două ori. Deci nu se poate, e balonul de aur. A, nu-l câștigi în anul ăsta, îl mai iei și la anul, că te-a pus să scrii fiecare an câte o carte ca Ilie Dobre. Deci nu se câștigă așa. L-ai luat odată, nu mai poți să-l iei. Chiar dacă l-ai luat la 14 ani. Nu-l mai iei la 80 de ani, deși ai mai scris 100 de cărți de valoare. Asta e regula lui. Și până la urmă, pe undeva e corect. Dar nici să stai la rând toată viața să iei un premiu și până la urmă să-l și câștigi. Vă dați seama, unul ca Mircea Cărtărescu, care e plin de el și este un arogant dintre ăsta și finalmente un superficial. Da? Păi ăsta și-a pregătit discursul pentru premiul Nobel de când a apucat să scrie Orbitor. El stătea să uita pe fereastră în Ștefan cel Mare, cu o mână scria la Orbitor și cu una își scria scrisoarea pentru premiul Nobel pentru literatură. Hai să fim serioși. Da? Vi se pare corect așa? Să ai discursul ca ăia care sunt invitați și scot de aici, precum face președintele Iohannis, textul și zic așa: bună ziua! Nu, asta nu e premiul Nobel pentru literatură. Vorbeam de Iohannis, nu fac niciun fel de trimitere la cărțile lui, la pașii lui. De, chiar ăia mai au de așteptat. Trebuie să mai facă mulți pași președintele României ca să apare pe lista asta. Bun. În rest, în afară de politică și de delicatețuri, totuși un pic de atitudine și față de presa de mâine, chiar dacă n-am ajuns în pauza publicitară, merită, o să vedeți de ce, un număr special în Newsweek, cu totul și cu totul special, aș spune, care ne prezintă pe adevărații monștri de la Caracal. Uitați-vă, sunt 12 monstruleți, uitați-vă bine la fețele lor, toți au încăput pe prima pagină. Dacă însă ne uităm și mai atent, să zicem așa, cu un fel de lupă, vedem că 12 monștri intră într-o singură moacă. Alexandru Cumpănașu, marele câștigător, e excepțională pagina, marele câștigător, marele profitor, de fapt, unchiul victimei ajuns în finala prezidențială. Mă rog, el nu era chiar în deplinătatea facultăților sale, nu neapărat mentale, care era la moromete, nu, fizice, să zicem așa. Era undeva a o ceas din ăsta când nu te mai urmărea nimeni. Uitați-vă puțin la el, da? Sunt niște imagini, cum ar spune francezul, politic mă corect, au second degré. Da? Asta poate să traducă, dacă vrea, ce ne au. Deci, au second degré era domnul Cumpănașu atunci când făcea aceste poze. Înainte de publicitate, în revista OK, da? Marea dramă regală, asta este, turneul din Africa s-a vrut o mare lovitură de PR, uitați-o pe Meghan Markle, prințul Harry, și simpaticul Archie, iată-l viitor actor, probabil, Archie, da, o poză totuși recreativă, așa, față de jegul ăsta, da, față de mâzga asta, față de, da, flegma asta care îți rămâne întotdeauna pe gât fiecare seară, parcă totuși imaginile astea înseamnă altceva. Ne mulțumim doamnei Alice Buciuta, doamnei Dara Codescu, pentru aceste volume, ne-au trimis în două exemplare, Simona Catrina, cea dispărută cu câtva timp în urmă, țineți minte, marea noastră condeieră, într-adevăr, cea mai talentată peniță feminină a României, o carte în amintire ei editată de mama sa și de prietena sa, Alice Năstase, ne-au susit astăzi pe tarabă. Le mulțumim pentru această ofertă, publicitate și revenim cu presa bucureșteană, cea care se ocupă de politică imediat. Doamna Dăncilă dat afară din palat după 619 zile, zice Clicu. Iată aici, probabil în ultimele ei momente
în calitate de premier, cu mâna la gură, așa cum vorbesc și antrenorii de fotbal, și cu telefonul la ureche, să nu auzim ultimele perle pe care le putea debita. 619 zile în libertatea guvernul Dăncilă dat jos cu o lună înaintea alegerilor prezidențiale. Ce mai avem, vă spuneam, dintre ziarele care fac politica momentului? N-ar fi chiar politica momentului în România Liberă, ei își fac politica personală, dar totuși, cataramă, disperarea m-a făcut să candidez. Asta era un motiv în 90. Cataramă a mai candidat de vreo 14 ori la alegerile prezidențiale. Tu are de fiecare dată din disperare, uite că banii n-aduc până la urmă fericirea, aduc mai degrabă disperarea. Doamna Vring, o vedeți aici, care a plecat deocamdată din USR, deși avea un nume care îi permitea să mai rămână, Roxana Vrin cu W, după ce relația sa cu securitatea a fost deconspirată. Moțiunea de cenzură a trecut și o altă imagine cu... Are o potcoavă aici. Eu văd că sunt mai aproape. Doamna Dăncilă avea potcoava care să-i poarte noroc toată cariera, până la urmă se pare că nici asta nu mai ține. Și în fine, evenimentul zilei, care dincolo de crustaceul ăsta de la Fălticeni, care va face istorie, spre deosebire de politica românească, face niște dezvăluiri într-adevăr de primă mână, bătrânul filozof Șora, care a fost bătrân de când s-a născut, prins între decaghebizarea Franței și a României, atenție, sub acuzele lui Eugen Ionesco și Paul Goma. Enorm, totuși, subiectul, dar să nu uitați de acest crustaceu care ne va duce probabil buhu mai mult decât a reușit să o facă chiar și sportivul la momentul respectiv, adică Hagi, după aia Simona Halep și așa mai departe. Deci asta este cea mai bună emblemă a României, mai ales dacă știm să o vindem un pic. Bun, publicitate și dambă.